Domnule Bodog, numele dumneavoastră apare printre cei 7 parlamentari care înțelegem că vor merge în perioada 12-18 decembrie în Dubai la un eveniment, la o dezbatere. Presupun că ați văzut și dumneavoastră că există critici, au apărut critici legate de această deplasare. Cum le răspundeți celor care vă critică? Nu știu dacă am un răspuns pentru cei care ne critică pentru acest fapt. Activitatea internațională a parlamentarilor și activitatea internațională a tuturor organismelor care reprezintă România în străinătate este o chestiune obișnuită, este o chestiune pe care fiecare stat, indiferent că este din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene, o practică și asta este modul în care noi ținem legătura cu celelalte parlamente și cu omologii din celelalte parlamente. De altfel, și această participare se înscrie în viața parlamentară obișnuită a parlamentarilor din toate țările. Eu sunt cel mai nou intrat în acest grup și voi participa cu drag la acest eveniment. Avem întâlniri fixate, nu se duce nimeni în concediu. Avem întâlniri fixate și sperăm, ca urmare a acestor întâlniri, Să întărim legăturile dintre cele două țări, dintre parlamentarii din cele două țări, dar nu numai atât, ci să încercăm să găsim facilități atât pentru mediul de afaceri românesc acolo, cât și pentru mediul de afaceri de acolo la noi. Pentru că, așa cum știți, și în perioada în care am fost eu ministru, am avut contacte inclusiv cu investitori din Emiratele Arabe, care doreau să se implice în proiectele noastre mari, doreau să se implice și în proiecte de sănătate, chiar am avut întâlnire pe această temă. Și eu personal vă spun că la aceste întâlniri pe care le avem fixate pe agenda, voi încerca să trezesc interesul investitorilor pentru ceea ce se întâmplă și pentru ceea ce urmează să se întâmple în țara noastră. Și cred că asta este un lucru bun, cred că este un lucru normal. Comentariile vor fi, vor trece, răutățile vor fi, vor trece, însă, așa cum ați văzut, probabil componența grupului este, din punct de vedere politic, este prinde cele trei partide care sunt prinse în coaliție și care au putere să decidă în ceea ce privește colaborarea parlamentară și colaborarea pe zona economică cu absolut orice țară din lume. Ce se va dezbate mai exact la acest eveniment? Avem fixat întâlnire la nivel guvernamental cu persoanele care sunt responsabile de organizarea expoziției mondiale, care, așa cum știți, pe lângă faptul că este un eveniment mondial, este un eveniment extrem de important, polarizează o serie de interese și o serie de investitori, o serie de tehnologii noi, o serie de idei noi în ceea ce privește dezvoltarea mondială. Pe de altă parte, vom avea întâlniri cu omologii noștri de acolo, fiecare pe specialitatea lui și, nu în ultimul rând, una dintre întâlniri va fi cu comunitatea română de acolo, care, așa cum știm, este foarte bine reprezentată pentru că avem specialiști atât în industria petrolului, care lucrează în construcții, avem specialiști care lucrează în diplomație acolo în țările arabe și cred că este important să ținem legătura și cu aceștia.